Cum o duceți de Paștele ăsta? Așa și așa, nu? N-am miel. N-aveți miel. Fiecare ar să fie. Și știți că noi eram învățați. Da, da, da. Nimica trecem și peste asta să fim noi sănătoși, da, 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 că vom veni an mai bun. Să dea Dumnezeu. O să vă dau cartea mea de vizită. Așa, da. Și dacă vă pot ajuta pe viitor cu ceva, așa, o să vă ajut cu dragă inimă, așa cum am făcut și pentru oamenii ăștia de aici. Am făcut-o din sufle nouă. Să rămână! Stați liniștită, nu vă deranjați. Ce faceți? Haideți, doamnă. Lăsați-mă face. Să rămână, la mulți ani. La mulți ani. Azi și noi să venim să facem un gest creștinesc la Paște. Să rămână. Mulțumesc mult și vă dau proste. Sunt aici, lângă dumneavoastră, suntem vecini. Lăsați-ne în pace, lăsați-ne în pace. Uite acum, pe persoane aici. Lăsați-ne în pace. Dar de ce boală suferă? De la cap. De la cap. Pleacă, da, nu știe, la știu, linia ferată, da, da, a dus poliția acasă. Da. L-am adus eu odată acasă. Mi-a venit poliția săptămâna trecută, acum 2 săptămâni. L-a găsit pe linia de tren picat jos. Eu am zis să plimbe un pic pe aici, că nu pot, mai am și un nepot, nu mai... Pentru că e săptămâna mare, încercăm să fim cât mai puțini farisei. Acum nu știu cât reușesc politicienii să facă lucrul ăsta, însă un lucru este cert. Sunt împreună cu colegii mei de la Organizația Județeană de Tineret a PSD-ului, cu conducerea acestei organizații. Ne-am strâns, în primul rând, un grup de prieteni. Suntem cu mai multe mașini, într-o caravană a speranței, într-o caravană în care ducem produse alimentare, în principal, unor familii de oameni necăjiți, oameni bătrâni sau oameni tineri, cum este cea familia din Petrișor. Acum suntem în cartierul Petrișor, am venit acasă la cineva, i-am adus cam tot ce trebuie pentru masa de Paște și încercăm să facem din suflet un gest de omenie, în primul rând, un gest creștinesc pentru cei care au cu adevărat nevoie, pentru cei care nu primesc ajutoarele și le duc la cărciumă, pentru cei care primesc ajutoarele și își hrănesc copiii cu aceste ajutoare sau se bucură că nu mai cheltuie niște bani în plus pentru masa de Paște.